Până la sfârșitul acestei luni, echipe de specialiști de la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, APIA Hunedoara, verifică terenurile a aproximativ 2000 de fermieri din județ care au depus cererea unică de plată pe suprafață și zootehnie. Controlul se efectuează în mod clasic la fața locului, dar și prin teledecție, iar cei care nu și-au lucrat pământurile riscă să aibă subvenția cerută diminuată sau să nu o mai primească deloc. Am început controlele pe teren. Avem în eșantion 472 de fermieri care sunt controlați pe clasic și aproximativ 1500 de fermieri, mai exact 1499 de fermieri pe teledetecție. Avem în teren 10 echipe care, bineînțeles, merg și controlează toate parcelele care sunt în eșantionul de control și sperăm ca până la data de 1 octombrie să finalizăm toate controlele. Fermierii care nu și-au lucrat pământurile riscă să aibă subvenția cerută diminuată sau să nu o mai primească deloc, dosarele cu avizul necesar de la APIA urmând a se întocmi până la data de 15 octombrie, când se estimează că vor fi centralizate toate datele rezultate în urma controalelor la terenuri. Referitor la ce pățesc fermierii, atâta timp cât ei își lucrează terenurile, nu pățesc nimic, își beneficiază de subvenții. În cazul în care terenurile au o problemă sau nu sunt lucrate sau nu sunt curățate sau au alte probleme, este clar că vor primi o sancțiune în funcție de gradul de risc care îl găsim la fața locului. Și mai este o problemă, fermierii care sunt sub agromediu trebuie neapărat să prezinte caietul de agromediu, care este un caiet eligibil pentru plata subvenției pe anul 2021. Lipsa și neprezentarea caietului de agromediu duce la plată zero. Valoarea viitoarei subvenții pe cererea unică de plată pe suprafață și zootehnie urmează a fi stabilită prin hotărâre de guvern, ultimele sume acordate fiind între 250 și 300 de euro pe hectar de teren arabil și între 300 și 400 de euro pe hectar de pășune.